Salutare, dragilor, și bine v-am regăsit astăzi la un nou vlog! După cum v-am promis că ne vom mai revedea o dată astăzi, pentru că emisiunea de ieri a fost foarte, foarte interesantă. Și cât de interesant a fost, Doamne ferește, am învățat un cuvânt nou care mi-a intrat la creier, mi-a ieșit așa, mi-a intrat pe aici, mi-a zguduit creierul și mi-a ieșit pe cealaltă parte, dar totuși a rămas, iar cuvântul este empatie, da, empatizat, atâta se mai empatizează în casa iubirii de nu se mai poate. Se pare că ceea ce s-a întâmplat cu provocarea dată de Virginia și Giulia lui Chris să-l îmbrățișeze pe Robbie a zguduit toată casa din temelii, toată emisiunea de ieri, din ce am urmărit, dragilor, a fost rezumată doar la acea fază. Toți din casă nu au mai avut prea multe discuții, acela a fost subiectul principal. Doamne ferește cât rău i-au făcut fetele Teodore. Hai să apăsăm pe subscribe și să vedem despre ce a fost vorba. Și o luăm de la bun început, dragilor, și vedem că emisiunea începe cu Elena, care este nerăbdătoare să aibă acel date la cafea cu Kiprianos. Aceasta pare foarte, foarte deschisă în ultima vreme și așteaptă interacțiunea cu el. Iar el spune că la fel și el își dorește, dar nu prea pare foarte, foarte entuziasmat și ea realizează lucrul acesta. Totuși, bineînțeles, de când Kiprianos s-a intrat într-o anumită gașcă acolo în casă, acum are și spate, iar băieții Patrick și Robbie spun despre acesta către Elena că să stea liniștită, căci Kiprianos, el așa este. Este foarte, foarte lent și nu prea expresiv, adică el nu arată expresii, dar asta nu înseamnă că nu-și dorește și că nu simte. Totuși, Kiprianos nu prea pare interesat de Elena aproape deloc, iar glumele făcute acolo cu Bia, cu Pinelu și cu nunta au fost doar așa să fie conversație. Se pare, dragilor, că s-au ajuns la mari tensiuni între Robbie, Teodora și Chris. Asta pentru provocarea dată lui Chris de Virginia și Giulia să meargă să-l îmbrățișeze pe Robbie. Lucru care a deranjat-o foarte, foarte mult pe Teodora. Robbie o atacă pe Chris, dar să nu uităm că el a făcut o grămadă de glume la adresa ei și s-a folosit de aceasta ca să scoată reacții de la... Teodora. Să nu uităm și de gluma cu Patrick cu porpagajul. Acolo ce a fost? Nu a fost cutentă. Mi-a plăcut foarte mult de gagea că i-a reamintit lui Patrick momentul în care el a folosit o glumă cutentă cu Alexandra în bucătărie. Știți, când era vorba de farfurie mare, de care vrei? Mare îți place, mai mare vrei? Foarte, foarte interesant. Tot cutentă a fost și aceea. Se pare că Robbie al nostru creează subiecte din plictiseală, dar apoi aruncă vina pe alții. Deci mai nou, Teodora acolo în casă pare că și-a luat un rol de mare victimă, iar Robbie se pare că se ia de toate fetele doar pentru prostiile pe care le-a făcut el până acum. Din câte am înțeles și din ce s-a discutat acolo, din ce spunea Virginia după conexiune, am înțeles că Teodora le-ar fi spus fetelor că nu este chiar atât de îndrăgostită de Robbie în afara emisiunii, dar în casă arată cu totul și cu totul altceva. Cert este că de când a venit mama Teodorei, aceasta este veșnic nemulțumită. Este acidă pe unele subiecte banale și o deranjează aproape orice. Mai nou se dă îndrăgostită, dar și geloasă. Spune că nu mai vrea să aibă absolut nimic cu Robbie și repetă în fiecare zi, dar când vine acesta la ea, ne demonstrează cu totul și cu totul altceva. Iar dacă o glumă se face, este deranjată. Sincer, nu vreau să țin partea nimănui, dar mi-a cam plăcut de Virginia pentru cum le-a răspuns și chiar și de Giulia pentru că a adus argumente foarte, foarte pertinente. Cu o săptămână în urmă o bombardau pe Teodora din numai că nu este asumată, că nu-l sărută pe Robbie și toate cele. Au făcut lucrul acesta și Patrick și Robbie, dar acum toată lumea vorbește de empatie, că nu s-a empatizat cu Teodora. Chiar vorbeam vlogurile trecute și chiar săptămâna trecută că nu mi se părea normal că Patrick în casa băieților ținea partea lui Robbie și o acuza pe Teodora și dincoace Bianca era alături de Teodora, dar de fapt era totul strategic acolo. Acum toată lumea empatizează cu Teodora pentru ceva ce a făcut Robbie. Bineînțeles că de când Teodora este prietenă cu Bianca și este în gașcă, trebuie susținută, mai ales că aceasta a și scăzut în sondaje.
Stau și mă gândesc, dragilor, care este deranjul Teodorei atât de mare? Pentru o glumă sau pentru orice este legat de Robi? Nu spunea ea în gura mare că nu-l mai dorește, că nu mai vrea să fie cu el, că s-a convins, că și-a primit răspunsurile. Ea nu-l mai dorește, părinții nu îl vor. Atunci, ce atâta caz? Teodora nu este într-o relație cu Robi și nu dorește să mai fie cu acesta. De aceea nu cred că a fost atât de mare tam-tam. Poate acea provocare a fost dată cu intenție și așa. Dar atâta timp cât tu declari anumite lucruri, de ce să te superi în halul acesta? În plus, ea nu vrea să fie cu Robi, deși simte ceva pentru el, pentru că nu vrea să-și păteze imaginea. Așa că tot o lălăie, tot o lălăie, încă vreo 4-5 săptămâni cât mai sunt filmări din emisiune, ca să se termine sezonul și după aceea, cine știe, poate se vor căuta afară. De ce spunea Robi că era atât de sigur că îl va căuta afară oare? L-am văzut și pe Modo al nostru, dragilor, care stătea și discuta acolo cu Anthony și, bineînțeles, era contra lui Chris și îi dădea dreptate Teodorei. Acum, având în vedere ce a avut el cu Chris și cum s-a terminat relația dintre ei, normal că nu o să fie de partea acesteia nici de cum. O să țină cu Teodora și pentru comportamentul lui Chris, care chiar a fost de ispită, normal că o să o scoată pe ea vinovată. Și nu zic că nu, că are dreptate într-un mare fel, pentru că cu toți am văzut comportamentul lui Chris din ultima vreme. Dar asta nu înseamnă că Robi este scăpat. De ce de Robi nu spune absolut nimic? Pentru că el a inițiat majoritatea lucrurilor. A făcut tot felul de glume cu tentă și când a fost tras la răspundere, a spus că bacă a vrut să scoate intenții de la Teodora sau bacă s-a plictisit, emisiunea era moartă și trebuia să facă niște subiecte acolo, așa că le-a inventat. Moldo dădea acolo exemple pe Elena, cum a gestionat de-a situația cu Ciprianus. Sigur. Atât de mult ține Robi la Teodora și atât de mult o iubește pe aceasta, încât când a fost în casa băieților, s-a dus și s-a cerut la cameră doar ca să plece în cealaltă casă, să facă subiecte și materiale și să se certe cu fetele, cu Julia, cu Virginia și cu Chris. Acesta mai spune că dacă i-ar fi dat curs lui Chris, aceasta ar fi căzut. Și poate este adevărat, pentru că pe Chris am văzut-o alunecoasă și am văzut-o interesată într-un fel de el, ca să zic așa, dar nu despre asta este vorba, nu aceasta este principala idee. Principala idee este că Robi a inițiat toate lucrurile acestea. El a făcut glumele, el a dat apă la moară lui Chris, el i-a făcut, i-a permis lui Chris să aibă aceste lucruri față de el, pentru că el a inițiat toate glumele. Adică el, dacă face chestia asta, este șmecherie, ea este ușoară. Așa vine toată vorba. Asta e iubirea. Vai, 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 dar o vedem și pe Elena noastră, mergând puțin mai departe, lăsăm pe ăștia puțin deoparte, că deja numai subiectul ăsta l-am discutat, și vedem că Elena spune că foarte multe ar avea și ea de spus, doar că se abține, își ține în gura închisă. Dar când va exploda, da, va fi ca un vulcan, că așa e ea și o știm noi foarte bine. Aceasta însă așteaptă interacțiunea cu Ciprianus ca să se mai destreseze, dar nu știu dacă vom ajunge până la acea interacțiune, pentru că din câte știm și din informațiile în avans care au apărut, cei doi vor cam renunța la cunoaștere, Ciprianus fiind mult, mult mai interesat de Virginia. Oricum, chiar și în momentul în care vorbea cu Elena, deși zicea el că sunt într-o cunoaștere, se îndreaptă spre o relație, la fiecare ocazie arunca câte un ochi după Virginia. Și din câte știm, acesta va începe să caute din nou discuții cu ea. Foarte interesantă a fost cearta dintre Robi și Julia, dar de data asta puțin mai diferită, așa. Oricum, parcă mi-a fost dor de o ceartă între cei doi, așa ca pe vremurile bune. Însă, de data aceasta, Julia i-a răspuns așa cu alt ton, parcă și cu o satisfacție. Mai de mult când se certau, Robi o umilia. Însă, acum aceasta a fost mai stăpână pe sine, iar argumentul lui, cum că ea este moartă după el, nu prea a mai funcționat de data aceasta. Oricum, văzându-i așa, mi se pare că cei doi se potrivesc foarte, foarte bine și că sunt pe aceeași linie. Și dacă ar fi fost acolo în casă două persoane care să facă un cuplu și să se potrivească de minune, așa, și la temperament și la gândire un picuț, mai potrivite decât Robi și Julia, eu sincer nu am văzut. Oricum, foarte, foarte amuzantă. Nu cred că îi mai place de el atât ca în trecut, oricum.
Dragilor, am tot observat zilele astea urmărind emisiunea că Bianca o cam copiază pe Julie. Nu vi se pare că iubitul meu și iubitule ne aduce aminte de ceva? Oricum, Bianca noastră nu departe, deși era fericită, nu departe era și de o ceartă acolo, pentru că Bianca n-a uitat gluma cu porpagajul. S-a făcut acum 2-3 zile, dar ei tot acolo este gândul. Și dacă Patrick al nostru comenta ceva, probabil imediat ieșea unul pe ușă, unul pe geam, după cum a spus ea. Oricum, cei doi au stat bine mersi acolo, au mâncat înghețată de bogați și a fost foarte, foarte frumos. Se pare că Bianca noastră îi permite lui Patrick să vorbească cu Julia și în special cu Virginia, doar dacă se ceartă cu acestea. Altfel, nici de cum. Oricum, mi-a plăcut foarte mult gluma Juliei. Puțini au prins-o, dar eu am prins-o aici, când a spus despre Teodora că a plâns luni. Tu îți mai aduci aminte vineri? Mai exact, rectific, a zis a plâns luni. Mai ții cont vineri? Păi da, de luni până vineri e multă, multă distanță. Tot vorbește și Moldo că ceea ce se întâmplă din partea fetelor, glumele astea și tentele astea, ar fi și strategic acolo, pentru că, vai Doamne, Teodora, dacă ar fi împreună cu Robi, ar intra mai ușor în finală și ar avea mai multe șanse, pentru că așa există mai multe șanse dacă intri în final. Oricum, Moldo o dă de gard foarte, foarte tare și lucrul acesta se vede și în sondaje, pentru că Teodora, de când s-a apropiat de Robi și de când face toate lucrurile astea, a scăzut foarte, foarte mult. A căzut în jos așa în cap, cecurile n-au mai venit și eu sunt 100% sigur că Teodora, așa cum este ea, dacă ar fi rămas singură și și-ar fi văzut de treaba ei acolo în casă, ar fi avut mult, mult mai multe șanse să câștige trofeul. Vedem acolo că vine și doamna Andreea și tot se discută subiectul acesta. Marea provocare sau marea pedeapsă pe care fetele i-au dat-o lui Chris. Acum, într-adevăr, cine vrea să scoată în evidență ceva rău de la fete, de la Julia și de la Virginia, poate să spună dacă fac chestia asta din invidie, dacă Robi le-a refuzat și și-a bătut joc de ele, dacă sunt fostele lui Robi, că cu Virginia a avut o relație și după aceea a umilit-o și și-a bătut joc de ea, că cu Julia l-a iubit tot sezonul și el nu a vrut-o niciodată și sunt două frustrate și de aceea îi vor răul Teodorei și așa mai departe, pur și simplu să le afunde pe acestea sau să le pună o bilă neagră deasupra capului. Dar nu cred că este faza de așa ceva sau nu cred că este cazul de așa ceva aici. La urma urmei a fost o provocare și atât. Ce atâta deranj pentru lucrul acesta? S-au mai făcut provocări în casă până acum? S-au mai făcut provocări acolo în casă, dragilor, și chiar multe dintre provocările acestea au fost făcute și din partea cealaltă, din partea băieților, vreau să zic. Câte și câte nu au făcut și ei între ei. Și dacă stăm să ne amintim, anumite provocări făcute de fete chiar le-au convenit băieților sau chiar le-au făcut pe plac. La urma urmei, Teodora și Robi nu sunt soț și soție, nu sunt căsătoriți, nici măcar nu au niciun cuplu și, în plus, peste toate astea, ea a mai și spus că nu mai vrea absolut nimic cu el, indiferent de ce se va întâmpla acolo în casă. Așa că nu înțeleg deranjul acesta creat atât de mare. Deci toată emisiunea de ieri aproape a fost doar discuția aceasta despre provocarea cu îmbrățișare a lui Chris față de Robi. De acolo el a dat-o și în alte tente și în săruturi și în chestii din astea și tâmpenii. Cumva Teodora îl vede pe el vinovat, dar și pe fete. Și uite așa, dragilor, am ajuns și la promo-ul de astăzi, unde ce vedem acolo? Anthony ne arată pentru una din ultimele dăți, că mai are șansă astăzi și mâine în gală să ne arate cât de nesimțit este, dar astăzi ne arată pentru ultima dată, poate, sau una din ultimele dăți cât de nesimțit este cu Chris acolo, imitând-o pe aceasta și făcând niște face sketch-uri acolo, iar Robi și Teodora continuă cu show-ul. Robi din nou este victimă. Câte i-a făcut Teodora? Că în ce situații l-a pus? Dar ce i-a făcut, mă, fata asta, mă, că chiar nu înțeleg nimic. Deci o lălăie cu chestia asta de, nu știu, mie îmi vine să cred că i-a făcut în altă parte sau au mai fost pe la ceva emisiuni ei doi sau unde de i-a făcut atâtea de noi nu le-am văzut. Pur și simplu ea l-a răsplătit pentru comportamentul lui avut în casă cu celelalte fete și cu ea la un moment dat. Atâta tot. Ce i-a făcut atât? Și bineînțeles, Chris amenință că
Amenință că iar va spune ceva, că știe ceva. Într-adevăr, ceva este ascuns acolo între ea și Anthony. Eu v-am cam spus, ei se știu dinainte, dar nu știu dacă Chris este dispusă să spună lucrurile acestea acolo în casă. Oricum, dragilor, circul continuă și noi avem la ce să ne uităm. După o zi mai liniștită de Halloween, uite că a coborât jihadul și ceea ce ne-a obișnuit până acum în emisiune. Să-mi lăsați părerea voastră în comentarii, dragilor, acolo. Voi ce părere aveți? Cine credeți că a avut dreptate aici? Credeți că s-au îmbalat prea tare pentru o simplă provocare? Sau sunt vinovate Julia și Virginia pentru că au dat intenționat această provocare lui Chris? Sau s-a ajuns prea departe cu subiectul acesta? Să-mi lăsați părerea voastră acolo în comentarii, dragilor. Să apăsați pe butonașul de like și subscribe și să mă ajutați cu distribuirea vlogului și noi ne revedem data viitoare la un nou vlog. Pa!